Sunt Andris Ziders, născut în 1937 în Letonia, în familia unui agricultor. Nimeni nu și-a imaginat că va fi ceea ce s-a întâmplat. Că într-o bună dimineață intră o mașină în curte și ți se spune: adunați-vă lucrurile. Mama, tata și trei copii. Familiile au fost despărțite, tații separat. De atunci nu l-am mai văzut pe tata, doar în fotografii. Înainte de toate a fost ceea ce luaserăm cu noi. Acolo am făcut schimb. De fapt, totul dădeam pe mâncare, pe mâncare, pentru că nu era nimic. Tot got care da privizit, da, în iulie mesețe. În acel an când ne-au adus în iulie, nu mai puteai nici planta nimic, nici semăna, am rămas doar cu fasole. Ce mâncam? Of, Doamne, totul! O, Господи, все! Как весной особенно, как только зазеленело. Mai ales primăvara când abia ieșea iarba, prima lobodă, urzică. Крапива? От чего? Și ce, mâncând doar urzică, poți alerga maratonul la 80 de ani? Glumă. La șutke. Asta e ca o eliberare, faptul că acum ești liber să te întâlnești, să vorbești, să fii împreună cu toată lumea. Nu te strâmtorează nimeni, nu te presează, ești un om liber. De aceea ne reunim în astfel de companii, pentru că, posibil, cineva vine pentru ultima dată. O dată viitoare poate să nu mai existe. Îi exterminau. De ce? Oare de ce? Mai ales pe letoni, din câte cunosc. Îi nimiceau. Au fost în armata sovietică, au făcut revoluție, iar după revoluție au luat și i-au împușcat. Dar pentru ce? Pentru că ei nu aveau nevoie de oameni care gândesc. Aveau nevoie... Cu cât e mai întunecat poporul, cu atât e mai ușor să fie condus. Iată așa.